Bun găsit, iubitor de artă și literatură. Sunt Lucian Ciuchiță, scriitor, romancier, un locuitor al Universului. Aici, acum, sunt gazda emisiunii Citadela Scriitorilor. Astăzi vom avea un invitat special, un scriitor de mare forță, domnul Ștefan Dimitriu. Și domnia sa a avut amabilitatea să ne aducă foarte multe cărți despre care vom discuta foarte multe lucruri interesante. Bine ați venit, maestre! Bine v-am găsit și îmi pare bine că mă aflu aici în acest moment să discut cu dumneavoastră despre cărți, despre niște accesorii ale civilizației care încep să intereseze din ce în ce mai puțin acum și cred că noi trebuie să le ținem în viață și să le sporim farmecul și utilitatea, care a fost într-un fel marginalizată. Este menirea scriitorilor, sigur că da. Așa că aștept chibritul care să stărească flacăra. Aveți o experiență vastă. Ați îmbinat două activități, televiziune, 4 decenii și 5 decenii de scriitură, de scriitor. Și nu orice fel de scriitor, sunteți romancier. Sunt copleșit de faptul că ați publicat debutul literar, este în 1971, cu o lucrare de proză. Chiar dacă la început, ca fiecare scriitor, începem cu poezia, totuși lucrarea prima cu care debutați este de proză, de schițe. Cum a fost la vremea respectivă percepută această lucrare? Păi, prima carte a fost scrisă nu ca să fie cartea aceea, a fost scrisă din bucăți, schițe, nuvele, povestiri și la un moment dat, când s-au strâns câteva, vreo 12 mi se pare, s-a făcut o carte. Știți cum e? Tinerii sunt nerăbdători să publice în carte. În reviste publicasem de multă vreme, de la 17 ani. Iar ca început al meu de scriitor, în mod surprinzător poate, lucrul acesta s-a petrecut la 6 ani. Eram în plin război, faptul că plecasem din Moldova mea natală, de undeva de lângă Bârlad, la Ploiești, la o mătușă a mea, împreună cu mama și sora mea, petrecuse în mintea mea un adevărat cutremur. Vedeam pentru prima dată lumea și o lume îngrozitoare. Eram desprins din cuibul familiei, de lângă Prut, unde se apropiau armatele rusești, și am trăit atâtea întâmplări și atâtea emoții, încât la întoarcerea mea... A fost vorba de o deportare, propriu-zisă. Când m-am întors în satul meu natal, în Ibănești, unde părinții mei erau învățători și mă învățaseră fără să vrea să scriu și să citesc de la o vârstă foarte mică, de la 3-4 ani, m-am apucat și mi-am scris amintirile din copilărie. Asta și sub influența lui Creangă, care a fost primul meu mare scriitor, care m-a influențat în prima mea etapă teribil și care mi-a transmis acest microb al scrisului. Da, totuși e vorba de o moștenire, de o matrice culturală, pentru că atât părinții, am înțeles că erau învățători, cât și bunicul scriitor. Bunicul deja despre mamă era, da. Atracția față de cărți este undeva moștenită, și putem spune. Și era prețuit în casă pentru această îndeletnicire a lui, care era considerată nobilă, deși ai mei vreau să mă facă inginer pe vremea aceea. Și anume, pentru că aveam un unchi inginer la Ploiești care n-avea băieți și urma să lase un imperiu industrial și financiar, era un mare petrolist, eu eram pregătit ca să devin inginerul și urmașul lui. Totuși, inclinația mea mergea către literatură, către a povesti oamenilor ce se întâmplă cu ei, adică mă făceam într-un fel exponentul lor.
A simțit asta de fragedă de copilărie. Asta am avut. Este interesant că a simțit că aveți potențial pentru scris și că mai târziu veți avea de povesti. Și pentru că tatăl meu publica articole în revistele lor, ale învățătorilor, sau în revistele locale din Bârlad, Bârladul fiind un oraș foarte cultural. A avut prima academie din România. Este cunoscut ca locul primei academii din România și noi eram foarte mândri și mândria asta mi-era întreținută de părinții mei, mama fiind orășeancă și măritată cu un învățător de țară, dar, iertată să-mi fie modestia, un învățător foarte, sau lipsa de modestie, da, un învățător foarte deștept, de altfel era inspector școlar, locuind la țară și predând la țară, dar când veneau liberalii, îl puneau pe el inspector școlar și umbla prin tot județul cu șareta lui ca să inspecteze celelalte școli. Deci cam asta era... Se spune de fiecare om are impresia că viața lui este poate fi un o roman. Poveste, da, un roman. Din punctul meu de vedere, experiența și viața dumneavoastră, da, au această calitate, pot să fie transpuse și povestite. Deci pot să se regăsească într-o poveste de sine stătătoare. Pentru că la 6 ani a prins războiul, a fost deportat. Mai târziu am înțeles că a trebuit ca o penitență faptul că părinții fuseseră dintr-o categorie neagreată de comuniști, condamnată de comunism, a trebuit să suportați niște probleme foarte, foarte grave. Foarte grele, da. Așa este. Când m-am trezit la conștiință după întoarcerea din acel refugiu, s-a întâmplat într-un mod foarte brutal, să zicem, faptul ăsta, trezirea mea la conștiință. Plecasem ca un copil, deși în timp de război, cu tată concentrat, care venea din când în când acasă, ca musafir aproape, mă trezesc deodată că la întoarcerea noastră din refugiu, în fața porții, bețivul satului ne-a cântat un gen de marseieză, tremură burghezie, că moartea ți s-a apropiat. Vă dați seama ce a fost în sufletul meu când am văzut această schimbare de pagină teribil, la 180 de grade. Tatăl meu și părinții mei, în general, care erau niște oameni respectați, nu temuți, cât respectați, pentru că le învățau copiii, le dădeau un exemplu de ce înseamnă civilizație. Erau niște repere în localitate. Le ajutau copiii, da, să urce treptele învățăturii pe cei mai buni. De pildă, la noi acasă aveam undeva în spatele casei principale o casă cumpărată de la niște vecini care o dezafectaseră și acolo primea tatăl meu în fiecare vară copiii din toate văile din jur ca să instruiască pentru etapa următoare, fie etapă de liceu, fie, dar în general de liceu, fie seminar popesc. Și deci făcea o pregătire, da, la și, un fel de meditație și era ideea noastră, asta, da, era ideea asta că îl duc la Dimitriu ca să-mi spună dacă fiul meu calca popă. Dacă are calitățile să meargă mai departe. Da. Și aici era un fel de triaj. Îi spunea, bă, ăsta merge pentru aia, pentru școala de maestri, școala de suboficer, de profesională. Ăsta merge la liceu, da, ăsta da. Poate să facă liceu, poate să facă facultate, da. Și era un triaj foarte bun și nu se înșela. Și oamenii căpătaseră încredere. Nu le lua bani pentru treaba asta, le aduceau numai câte o traistă de mâncare cu ce era acolo, mălai, nu știu ce, și era un fel de cantină și era bucuros că poate să facă treaba asta. Adică erau niște oameni pasionați și asta a fost... Am înțeles această, da, bucurie, dar care a fost la un moment dat oprită brusc, da. A trebuit să vă maturizați brusc și de asta insist foarte mult pe acest lucru că se vede în scritura dumneavoastră mai târziu. Un copil care își pierde copilăria, se maturizează brusc, devine altfel și în, mai târziu când se exteriorizează. Da, gândiți-vă că era
politica de așa zisă îngrădire a cheburimii, adică de desfințarea lor fizică până la urmă. Și cum se făcea treaba asta? Ca să nu îi împuște direct, le puneau niște cote, adică cote dări la stat, de cereale sau de bani, impozite, pe care nu le puteau realiza. Adică puneau peste puterea pământului respectiv de a rodi și a roadelor respective de a scoate banii pe care să-i dai la impozite. Și atunci se făceau așa zisele procese economice, de sabotaj economic. Și îți veneau o mie de procese și pentru asta, până când ajungeai în pușcărie, vindeai și tabla de pe casă. Veneau din când în când și stau tot din gospodărie, mobilă, cereale, tot. Mai te ajutau vecinii, mai aduceau câte o... Din ororile, deci undeva da, se prelungeau ororile războiile, da. Aveam ororile regimului comunist. Până când, la un moment dat, tatăl meu a trebuit să... Întâi a fost dat afară de pușcărie. Bă, rog, înainte de asta i-au mutat un an de zile undeva peste 20 de kilometri de casă. Și după care l-au băgat pe tata în pușcărie. Iar mai departe, după câteva luni, după treaba asta, a venit un primar adus de la Brăila, că ăștia din stat tot mai aveau puțină rușine. Dar au adus unul, un călău, așa că, adică un gestapovist, pur și simplu, care a chemat-o într-o noapte pe maică-mea acolo și a zis, dacă nu se cere într-o săptămână, și noi aveam 50 hectare de pământ, unde să se cere, ce să se cere, că nu mai eram bani de nimic, trebuia să angajezi niște oameni, să-i plătești. Și atunci, într-o noapte, am plecat de acasă. Toți, cu cățel și cu purcel. Cu cățel, că aveam un cățel mic, săracul de el. Am plecat ca niște hoți, ca niște oameni urmăriți. Sora mea și cu un unchi al meu care a dus-o cu căruța și cu fratele mai mic, i-a dus cu căruța noaptea la Bârlad, iar eu cu maică mea am plecat dimineață, dis de dimineață, cu cățelul după noi, 20 de kilometri, uitându-ne tot timpul în urmă să vedem dacă nu ne-a luat urma polițaiul. Am înțeles. Când se petrece evenimentul cu... La 14 ani sunteți nevoiți să lucrați la betoane. Făcusem deci, 7 clase în comună. Ne-am dus întâi la Brăila, la un frate al mamei, pe urmă ne-am stabilit la Ploiești, la mătușa mea, sora mamei mele, care nu mai era nici ceea ce fusese înainte, din marele industriaș Haret, era un nume și o marcă întreagă. Ajunsese și el undeva la minister, noroc era o familie importantă Haret, la da, Spiru Haret, deci da, este o familie importantă, din familia lor este. Și ajunsese în ministerul, îl confiscase tot, ajunsese în ministerul de construcții, noroc avea o leafă bună acolo și erau oameni foarte buni, ne-au ținut pe toți până când ne-am găsit un rost, iar când ne-am găsit un rost, care era rostul acela? Eu nu eram primit la liceu. Tata era în pușcărie încă. Și mi-au găsit o slujbă în șantierul blocului de ulei Teleagen, o anexă a rafineriei Teleagen, care se construia atunci, o anexă cât un oraș, așa era de mare. Și am lucrat la cărat betoane, practic. La stația de betoane. Da. Toate aceste povestiri care sunt... Acum zâmbim când ne gândim la ele, dar dăm o tentă, vrem să nu speriem mai mult. Ei mi-au folosit totuși. Eu n-am rămas un ranchiunos pe treaba asta. Am zis, așa a fost istoria. V-au pregătit pentru viață. V-au pregătit și ați devenit luptătorul de mai târziu. Toate au fost, de fapt, un preambul pentru a ajunge la lucrările de mare forță și... Mai punctăm un pic, deci facultatea, cum a fost, când ați reușit totuși să... Da. Am, odată cu șantierul, a trebuit să... Adică n-am renunțat la ideea de a-mi termina studiile, de a-mi face studiile liceale și am intrat la liceul Seral. Munceam de la 6 dimineața în șantier până la ora 5, plecam la oraș la Ploiești, că erau 10 km de la șantier până la Ploiești, făceam școală până la ora 11 noaptea, când mă întorceam din nou în șantier, dormeam de la 12 până la 6 și iar... Sigur. Ei, în timpul ăsta mai aveam timp să scriu și poezii. La un moment dat, în anul următor, am făcut și un an de zile la Școala Populară de Artă. Eu nu știu cum am făcut-o. Acum, dacă mă întrebați, nu știu de unde aveam încă 2-3 ceasuri de 2 ori pe săptămână,
neglijam una sau alta. Dar eu nu mi-amintesc cum. Mă duceam cu o vioară hodorogită pe care o găsise mătușa mea pe nu știu unde, cu un arcuș la fel, le împachetam într-un ziar și cu asta mă duceam, că n-aveam cutie. Ei erau foști mari burghezi, dar nu mai aveau nimic. Casa lor, vila lor superbă, avea încă 5-6 familii în ea. Era o situație îngrozitoare. Dar eram bucuroși că trăim atunci. Eram bucuroși că trăim și făceam totul ca să ne pregătim pentru ziua când va fi nevoie de mintea noastră, când mintea noastră va fi prețuită. Aveați o doză de fericire și o doză de speranță. Da, că la un moment dat acest calvar se va sfârși. Da. Și credeam că s-a sfârșit la un moment dat, când terminând liceul seral, participasem la un concurs de ziaristică, de reportaj la Scânteia Tineretului, unde am luat premiul întâi despre o clasă, despre clasa noastră, care fusese adusă la normal de un mare dirigent, un mare profesor, Paul Popescu, care luase o clasă de derbedei, se nimerise, clasa noastră era foarte, foarte indisciplinată și cu rezultate proaste la învățătură, și ăsta o făcuse, nu numai pe linia de plutire, făcuse clasă fruntașă. Și am scris despre treaba asta, bineînțeles, făcând ca Nazim Hikmet cu pisica, știți povestea când... Vă aduceți aminte filmul acela celebru, da, cu Sine Poitie, domnului profesor cu drag? Da, da, da. Este exemplu concret, când dintr-o clasă cu derbedei și de adolescenți rebeli, ajunge să fie o clasă foarte bună. O poveste ca în film. Asta a impresionat și aia, dacă vreți, a fost examenul meu de admitere în ziaristică. Și a venit, eram în ultima clasă de liceu, aveam 17 ani, și a venit la festivitate de premiere redactorul șef de la Flamura Prahovei, tovarășul Puiu, era cunoscut ca mare celebritate. Și m-a luat deoparte și a zis, mă, băiete, ai la mine, la... nu, că mă duc la facultate, adică... Domnule, ce trebuie ție facultate? Deci eu am și... Te facem noi și cu facultate și cu doctorat. Am un miciman la mine, am cu 4 clase primare. Păi tu ești... Și ce faci cu facultate? Un profesor are 500 de lei pe lună. Eu îți dau 1000 de lei, 1500 de lei pe lună. N-am vrut. Nu știam că eu la facultate nu eram primit. 7 ani de zile... Deci a fost primul șoc. Șoc și afront, ați refuzat mâna întinsă a partidului. Așa, da. Și n-am putut să intru la facultate, îmi respingeau, cum îmi vedeau dosarul, pa. Deveniseți persona non grata. Non grata, da. Culmea era că reușeam să-mi câștig banii la Ploiești, viața, ca ziarist sau ca și colaborator al casei de creație, unde făceam fel de programe, de brigadă, de teatru de ăsta pentru amatori. Deci să înțeleg că era o viață culturală. Culmea, așa muncitoreasă, cu cizme de cauciuc, cu pufaică, da, totuși, în inimă bătea o inimă de artist. Chiar și povestesc într-o carte de-a mea, într-un roman autobiografic clar, adică îmi povestesc viața, strada Poștei, numărul fără întoarcere, am spus, strada Poștei pe care stăteam în Ploiești. Și în felul ăsta, cum să spun, am putut să supraviețuiesc. Adică mă uitam cu cine eram alături, cu cine trebuia să lucrez, cu cine, cu aia de 4 clase, de care spusese tovarășul Puiu, care la un moment dat, într-o împrejurare oarecare ne-am întâlnit iară și m-a luat la el pentru o perioadă. Dar când a venit dosarul meu de cadre de la Ibănești Bârlad, zice, păi bine, ce nu mi-ai spus că ești așa și pe Nicolo? Păi dacă vă spuneam, mă, mai angajați? Da. Ei, și atunci a fost o întâmplare pe care poate ar trebui să vă povestesc, că până și mințile astea criminale ale tovarășilor de atunci mai făceau câte o faptă bună. Eu, fiind dat afară de tovarășul Puiu de la Flamura Prahovei, când a aflat cine sunt, ca și cum aș fi fost un criminal. Așa că nu i-am spus cine sunt, că nu i-am spus că sunt băiat de Chiabur. Și m-am dus pe o bancă pe bulevardul din Ploiești și mi-a venit în minte, domnule, zic, eu am trimis atâtea sesizări de la ziar când s-au adresat oamenii nouă să-i ajutăm, lui Gheorghe Udeș. Hai să trimit și din partea mea. Gheorghe Udeș e bârlădean de-al meu, așa că mi-am zis eu atunci. Maică-mea mi-a spus că a fost coleg
un frate de-al ei, Lică, așa, zic, hai să fac aluzie la treaba. Lică, Lina, da, așa. Să fac toată aluzie la treaba asta și trimit lui Dej. O scrisoare de asta. Și terminată așa dramatic, dacă faptele mele nu sunt suficient pentru a aproba cine sunt, atunci ce trebuie să fac pentru a câștiga încrederea oamenilor? N-am uitat niciodată finalul această ăsta. Formulare, da. Da. Și, adică, dar spus că nu aveți origine sănătoasă. Da, nu, că asta spus, era, spus, da. Nu am origine sănătoasă, da, părinții au fost chiaburi. Da, spus, mă, sunt din Bârlat, sunt, a spus și colegi cu, am spus. Și sunt discriminat. Ce ar trebui să fac? Domnule, așa, ori mi-am văzut de treaba mea. Aveam un coleg acolo la Flămâra Prahovei care mi-a luat articole în continuare, l-a convins el pe tovarășul Puiu, că ăsta era muncitor, dar un băiat cum se cade, și mi-a asigurat traiul între timp ca colaborator. Și după vreo lună de zile vine un milițian acasă și mă ia să mă ducă împachetat la regional de partid. Zici, ce dracu vrea să mă aresteze ăsta, mătușa mea s-a speriat. Când acolo mă bagă la secretarul cu propaganda, tovarășul Milian, și ăsta zice, bine domnule, de ce l-ai deranjat pe tovarășul Dej? De ce n-ai venit la mine? Și dacă m-aș fi dus, dar mă dă de afară. Nici puteam să intru la el. Știi? Am înțeles. Veniseră doi tovarăși cu niște genți și cu apostila lui Dej, rezolvați favorabil. Bun. Deci se mai făceau și se mai făceau și lucruri bune. Am înțeles, am avut o pagină de istorie inedită. Pentru cei tineri ar trebui să înțeleagă că vremurile erau cumplite și atunci și cei care nu erau protejații sistemului, recte sistemul comunist, o duceau foarte prost. Iar dacă moșteneai această origine socială, origine nesănătoasă, cum spuneau ei, în formularea lor, limba de lemn a lor, îți era foarte greu să ai o evoluție normală și firească în viață. Revenim acum la partea cu cărțile și aș fi foarte interesat să ne spuneți de romanul Trapez, care se impune la editura Eminescu, editură foarte puternică, romanul Trapez. Și mi-aduc aminte de un film celebru din 56, Trapez se numea, cu Tony Curtis și cu Gina Lollobrigida, dar acolo este vorba de niște acrobații. Aici, da, da. Ce fel de acrobații ei, avem? Aici erau acrobațiile despre care v-am spus, să rămâi în viață în primul rând, să te salvezi în ciuda tuturor ostilităților societății. Abătute în mod conștient asupra unei categorii de populație, și anume a populației care reușise prin cei maturi să dea fața adevărată a României, ceea ce putea să facă mintea românească mai bine. Adică oamenii ăștia care au mai bogați și mai gospodari din sate, din orașe, învățătorii, profesorii, popii, inginerii, doctorii, erau spuma societății și tocmai spuma asta vreau să o distrugă și au distrus-o. Intelectualitatea era, da, trebuia distrusă. I-au trimis ori la canal, ori în pușcăriile. La canal a fost tatăl meu, da. Era o metodă de exterminare, ambele. Așa. Și de ce? Pentru că un om deștept se putea opune, putea să atragă de partea lui alți oameni să le deschidă ochii că nu este bun regimul. Deci din această cauză și atunci și acum se menține pe aceeași linie oamenii deștepți, oamenii care citesc cărți, trebuie înlocuiți cu cei care se uită la televizor, la cât mai proaste emisiuni și la cât mai tâmpite filme, tocmai pentru a-i îndobitoci. Din păcate, ca să sărim un pic peste timpul ăsta, o să ne întoarcem la el, uitați-vă cum se face selecția astăzi pentru posturile înalte. Parcă este o selecție inversă și acum eu credeam, după Revoluția din 89, că s-a terminat cu selecția inversă. Ei, la început a mai fost cum a mai fost, dar în ziua de astăzi am ajuns, vedeți, toți neterminații, toți impostorii au ajuns în posturi foarte înalte și ei hotărăsc viața noastră până la urmă. Aveți o explicație? Eu o văd numai din punctul de vedere al omului fără coloană vertebrală, al omului șantajabil.
Cei care au acel... Fiecare asta, își fac au dosare, unul celuilalt își fac. Nu știu în ce măsură putem să discutăm aici și acum. Niciun fel de problemă, suntem liberi. Deocamdată emisiunea este, este o emisiune de cultură, dar care îmbracă opinii și opinii personale, opinii... Păi, dar scriitorul ce face? Scriitorul reflectă epoca lui. Și despre acesta asta... este scriitorul puternic, cel care... are un ochi critic despre și care reflectă așa vorbim, cum trebuie da. Pentru oameni. Deci vorbim de intelectualul pur și impur. De fapt, în partea de intelectualitate, ea este denumită organic și, și critic. Deci, intelectual adevărat va fi întotdeauna critic. Niciodată absolut, nu va aplauda tot ceea ce se impune de către autorități. Da, eu am avut în vedere treaba asta și în regimul comunist, cu romanele mele, toate romanele mele sunt critice. Unele te miri cum te-au apărut. Era întrebarea care îmi venea pe, pe da. Buze. Cum a fost posibil să apară totuși în regim, în acel regim care totul era cenzurat? Cum a, apăreau, nu l-am înțeles? Apăreau foarte greu. Mai, cum să spun, dar dacă perseverai totuși, și scriai o, o aură de om serios care, cum să spun, face literatura adevărată, nu, nu manifest, adică îndrăznean la reieșea din faptele descrise, nu, din, nu manifest, din, din întâmplările vieții. Din întâmplările vieții. Da, așa cele întâmplări ale vieții spuse cu o anumită sinceritate puteau să fie deranjante. Sigur că da. De pildă, unul din romanele mele, publicat atunci cu titlul Tinerețea lui Bogdan Irava, pentru că după aia publicat după Revoluție, i-am zis Întrebările Sfinxului, a avut o poveste uluitoare. M-am gândit la un moment dat, când ceaușismul intrase în faza lui criminală, după 77, după cutremur. După. Urmând așa... Coincide și cu perioada de înfometare. Da, da, da. Ei, zic, nu se poate să stau ca scriitor și să fac odelul Ceaușescu. Da. Și atunci am scris această carte în care am plasat viața de la curtea lui Ceaușescu cu vânătorile lui, cu ticălușiile lui, cu anturajul lui, la un raion de altă dată, dinainte de venirea lui la putere, dinainte de Congresul Nou, să zicem, da. Deci niște fapte din care acele se atunci, erau antedatate. Antedatate. Da, tocmai pentru a ascunde de fapt despre cine. Din, și bineînțeles cu alte personaje. Cu alte personaje, aici da. Era talentul... Primul secretar al locului îi spuneam amiralul, ca să nu zic primul secretar, pentru că îi făcusem un trecut de navigator și îi ziceau amiralul. Și atunci nu-i mai ziceam nici Ceaușescu, nici primul secretar, amiralul. Crămaciu îi se spunea, dar aia era prea cunoscută. Și ziceam amiralul. Amiralul, da. Formă, n-avea doi băieți și o fată, avea două fete nebune, care întruchipau pe Nicușor. Tot ce făcea Nicușor, făceau astea două fete nebune, da. Și așa mai departe, adică adjuncții acolo, Ceaușescu vrea să construiască ce vrea el să construiască. Acolo se construiește... Grandomania și megalomania, bineînțeles. Marile sere, dar marile da. Sere nu se construiau niciodată. Era numai vorba de ele. Construiseră, de pildă, casa haiducilor, unde petreceau și vânau și mai știu ce, înainte de a avea marile sere. Și un ziarist de acolo își bătea joc de treaba asta, spunea oamenii muncii au asigurate condițiile de odihnă înainte de a le avea pe cele de muncă, știi? Și, deci asta este roman care apare în perioada roman dinainte. Care apare în 87, și, în 87. Prin, și printr-o coincidență apare cu două luni înainte, sau cu o lună, în octombrie 87, înainte evenimentelor de la Brașov. De la Brașov, revolta de la Brașov. Și când au văzut-o, după, până s-a răspândit, a venit și revolta de la Brașov. Și îmi spunea cineva, un corespondent al radioului cu care eram prieten și a cărui nevastă era membru în Comitetul Central, că s-a dus cu un avion nevasta lui și cu o gașcă mare de granguri de la Comitetul Central să asiste la o ședință de partid de la Cluj. Și în trenul ăla toată lumea citea cartea mea. Extraordinar. Și discutau așa cu jumătăți de cuvânt cum să
m-a putut să apară o chestie ca aia. Deci erau scăpări. Da. Erau scăpări? Cum a apărut? Să vedeți, când i-am dat-o la Eminescu, care era editura mea, care îmi publicase atâtea cărți. Și a stat 2 ani acolo la ei și n-au publicat-o. Mi-au dat-o în mână prin directorul lor, care n-a vrut pur și simplu să se angreneze în treaba asta. Zice, ziceți mersi că nu o dau în altă parte. Adică la securitate. La securitate, o să, da. Să vedea, da. Între timp, eu mă împrietenisem întâmplător de la niște ședințe cu cititorii, cu redactorul șef de la Cartea Românească. Ca să vedeți, erau oameni și oameni. Păi da, vorbim deja de lumea literară și vorbim de edituri foarte puternice. Și ăsta îmi tot cerea. De ani de zile, de când ne cunoscusem o dată întâmplător la Iași, la o șezătoare de asta literară, domnule, adă și mie o roman. Dar eu care eram obișnuit cu editura mea, la care mă duceam, mă publicau imediat după ce m-a adoptaser. Și acum mă duc la el cu romanul respectiv. Nea, Cornel Popescu, chema Fiii țărână ușoară, a fost un om extraordinar. Și îi duc cartea, uite domnule, mi-a respins-o de la editura Eminescu. Eminescu, da. Și el zice, bă băi, uite cum facem. O dau la cenzură întâi. Nu ți-o citesc, până o dau la cenzură. Să vedem ce zice cenzura. Și pe urmă, vedem ce face. O dau la cenzură. Eu mă așteptam, acum am schimbat titlul. Se chema în varianta dată la Eminescu Soarta infanteristului, adică la care își bate un cui în talpă. Așa? Așa îmi băteam și eu aici, un cui în talpă, pentru că era scrisă din punctul de vedere a unui procuror care povestea ce se întâmplă în localitatea respectivă și în raionul respectiv. Își băteam un cui în talpă, ținând jurnalul ăsta. Și zic, îi schimbăm titlul. Cum? Tinereța lui Bogdan Iraba. Un titlu... Da, care nu spunea... Da, nu atrăgea. Nu da. Atrăgea și îi schimbăm titlul, bac. Și vine după 2 săptămâni de la doamna. Zice, eu am citit romanul ăsta și i-am dat drumul. Scoateți pasajele cu tare, așa cum. Deci mai curajoasă cenzura decât care, cum să spun, actualiza cu noi. Adică să tui și ei cenzurii de Ceaușism și de ce se întâmpla, asta vreau să spun, că a existat o colaborare tacită cu cenzurii, domnule. Nu cunoșteam, nu știam cine e, dar ne-am dat mâna peste directivele de partid și de stat și am scos cartea asta. Iată ce înseamnă un scriitor puternic care singura forță deasupra este conștiința. Conștiința care îl determină să transmită mesaje extraordinare. Acesta este un scriitor puternic. Nu cel care scrie la comanda politică osanale, cum se întâmplă și în momentul de față. Dacă facem o paralelă, deci erau mai curajoși chiar dacă nu făceam regim așa în mitinguri. Criminal, erau mai curajoși și oamenii și întâlneai scriitori. Bine, erau și din ceilalți mult mai mulți care erau deja cu osanale și care mâncau, cum spunea actor Mișa Bulescu, mâncau cu Polonicu. Am o scenă teribilă în romanul meu Lasă zilei scârba ei, apărut în 2009, în plin băsism de data asta. Și care l-are ca erou principal, într-un fel, deși de fundal, dar epoca lui, epoca lui Băsescu, cu toate ticălușiile pe care le-a făcut și pe care unii se prefac și acum că nu le văd. Unii se prefac că nu le văd, iar alții, dintr-o indolență crasă, au impresia că a făcut lucruri bune. Eu nu zic că n-a făcut, poate, dar din greșeală, cred. Pentru că, în esență, el a pus țara pe tavă intereselor străine. Absolut. El a creat baza pentru distrugerea practică a țării, și din punct de vedere material, și din punct de vedere spiritual, lăsând deschisă ușa dezastrului. Asta a făcut. Și asta am și deci, iarăși, cu un spirit critic, cel care nu va părăsi niciodată, nici în perioada trecută, înainte de 89, acum veniți în... Și zeci de ani mai târziu. Dar n-a trebuit să caut treaba, să zic, hai să fiu curajos. Asta era viața, asta am simțit eu că se întâmplă atunci. Și aici se întâlnesc doi oameni care duc înainte. Când a apărut? În 2009. În 2009. În perioada când se pregăteau alegerile pentru al doilea mandat al lui Băsescu. Și să vă spun o întâmplare
pilduitoare și pentru vremurile noastre. Când a apărut, bucuros că a apărut, mă duc la Uniunea Scriitorilor să mă întâlnesc cu... Sunteți în Uniunea Scriitorilor din 1978. Da. Puteam să fiu și mai devreme, dar... Am înțeles. Am lăsat oricum... o neglijență. Și că se cereau două cărți. Două cărți aveam în 72. Deci puteam să intru în 72 fără discuție. Dar și așa, eu sunt mai delăsător în chestii de-astea de... Să nu uitați să-mi pomeniți și de premiul special pe care l-ați și pentru ce lucrare. Da, a luat premiul de excelență al Clubului Român de Proză. Pentru ce lucrare? Pentru Lasă zilei scârba ei. Exact pentru ceea ce discutam. Da. Iar în 2016 am luat premiul Uniunii Scriitorilor, filiala București, pentru Tibidan Tibidum, un roman de călătorie externă. Tibidan Tibidum e refrenul unui cântec de călătorie. Tibidan Tibidum și am pornit-o la drum. Chiar ăsta e motoul. Da, este motoul. Și e o carte pe care am scris-o în timp, adică jurnalele mele de călătorie. Este un roman jurnal. Deci care, ele adunate de-a lungul. Care este romanul vieții mele. Adică e roman și ăla, dacă vreți. Este în varianta roman jurnal, sigur, că așa cum este, putea să fie din scrisor, să fie epistolar. Da. Așa este și romanul jurnal. Dar spuneam că acest roman, Lasă zilei scârba ei, este exact istoria anilor 2009, este la zi, ca să zicem așa, dar aducând în același timp printr-un bătrân care are 100 de ani, istoria României de la începutul secolului al 20-lea, de la primul război mondial sau dinainte de primul război mondial, și o aducea până aici, iar aici o preia un ziarist care, dacă vreți, Semoa, sunt eu, care o preia pentru actualitate și o aduce la zi. Iar bătrânul care este de fapt un fost avocat, șef al grupului de avocați al unui mare industriaș, în realitate al lui Auschnitt, cunoscut și un asemenea om, ăsta e prototipul. Firește că întâmplările sunt, cum bine știți, armonizate de scriitori din tot ce a acumulat el din... Absolut, e vorba de experiența, din experiența istorie, din ce a citit și din ce a acumulat în... Și se referă în mod special la actualitate, la viața de sub regimul Băsescu, pe care o trăiam cu toți. Pe Băsescu l-am făcut aici, că și asta e o poveste, și în vremea noastră, ca să treacă o carte, mai trebuie să... Personajele, cele care se regăsesc, nu sunt reale sau, mă rog, îți există variantă. Nu l-am pus că era președinte, că era șeful bazei de acțiuni strategice, ceea ce în acronim înseamnă BAS. Da. Așa, președintele BAS. Deci era președintele bazei de acțiuni strategice. Absolut. Care candida la președinție și am făcut o treabă, dacă vreți, schizofrenică. Pe de o parte, lăudam în mod bajocoritor președinția lui Băsescu, pe care ăsta care vroia chipurile să ia locul și care era tot Băsescu, era președintele BAS, îl făcea ales bules, adică își bătea joc de el. Dar pentru cazul că s-ar fi luat cineva de mine, că era în stare să-mi facă și proces, așa, ziceam, dom'le, dar nu vezi că ăsta îl laudă pe celălalt. Da. Da, astea sunt artificii foarte, foarte bine. Și eu le-am folosit de multe ori. Da. Când atingi un subiect mai sensibil, mai nevralgic, e bine să schimbi numele personajelor și cât se poate timpul, nu timpul, locul. Locul nu trebuie spus în ce țară sau unde. Sau pur și simplu se... Și aici, în mod, dacă vreți, simbolic, personajul principal, bărbatul ăsta de 70 de ani, tinerelul față de cel de 100, care se reangajează, deși pensionar, se reangajează în lupta asta pentru adevăr și dreptate, înființând un ziar, îl finanțează un tip gen Țânțăreanu, căruia îi zic Muscăreanu aici. Deci personajul, să înțelegem schema de lucru, personajele sunt reale, sunt din viața de zi cu zi,
schema pus într-o schemă, romanescă și credibilă. Și credibilă. Da, da. Cu multe lucruri, lucrurile fundamentale. Intriga, bineînțeles, tot dintr-o realitate. Tot dintr-o realitate, pentru că s-au întâmplat multe lucruri amestecate aici. L-am luat de peste tot ce mi-a trebuit ca să iasă o poveste extraordinară. Am înțeles că este o operă matură, deci ține de maturitatea stilistică. Absolut, da. Da. Acum, așa, fără să mă laud, dar zic că am avut o pecete a mea de la început. Îmi citesc din când în când cărțile sau fragmente din ele și simt că nu mi-e rușine pentru cum scriam și acum 50 de ani. Adică îmi formasem deja, ciocănind foarte mult. A simțit tot timpul o evoluție? Ați adăugat tot timpul? Da, eu nici n-am scris roman după roman. Unele vin după 10 ani, unele... E adevărat că lucram și în televiziune o slujbă foarte presantă, foarte acaparantă. Și vreau să o fac și pe aia bine. Cum te-ați lucrat în televiziune? Acum să discutăm și de latura cealaltă, facem pentru un pic că de... nu mi-am permis niciodată să trăiesc din mila fondului literar, așa cum trăiau scritorii, așa zis profesioniști din vremea trecută. Se plătea bine literatura atunci. Dar ferească Dumnezeu să fi fost într-un cont de inspirație sau să intri într-un conflict cu editurile, dintr-un motiv sau altul. Că rămâneai muritor de foame. Da, muritor de foame. Cu ce scriitori? Sunteți din generația Augustin Buzura. Cu ce mari scriitori ați avut așa o tangență, o legătură? De generația mea, dacă vreți să citiți ce scrie Romul Munteanu aici. Da, uitați. Poate părea paradoxal, dar romanele cele mai originale, mai profunde și mai rezistente în timp ale generației Augustin Buzura au fost scrise de Ștefan Dimitriu. Romul Munteanu. Da. Deci generația asta. Iar ocolind comentariile fastidioase sau partizane, lăsând cititorului grija și ispita judecării faptelor, el, personajul lui Ștefan Dimitriu, e mai mult grefierul tribunalului în care procurorii realitatea cea adevărată, iar judecător cititor, Laurențiu Ulici. Da, sunt... Da, vreau să a zis de generație. Sigur că da, fiecare a avut specificul lui. Eu am fost mai puțin mediatizat, de asta spune Romul Munteanu, pentru că ceilalți au fost mai prezenți, fiind... Păi care ar fi explicația? Haideți să o spunem pe românește. De ce a fost mai puțin mediatizat? Pentru Gașca. Că erați un scriitor puternic. Este Gașca. Gașca. Gașca literară, da? Ei și-au dat premii tot timpul. Între Un an erau aia care dădeau, un an erau aia care primeau. Trebuia să primească. Și între ei se roteau ca premii. Asta da. Ca să facem un pic de... Da. Deci da. Un om cu experiență, un om din Uniunea Scriitorilor, din România, care înțelege mecanismul ăsta al premiilor. Absolut. Să facem puțină lumină că un premiu nu înseamnă și valoare literară. Nu înseamnă nimic. Are un premiu, uneori are un nu înseamnă nimic. Uneori nu înseamnă nimic. Da. Deci unii își dădeau între ei, după care anul următor primeau... Da. Păi chiar și spun la un moment dat, am curajul să o spun asta, am scris-o și după ce am scris-o am luat și unul. Asta este. Găștile literare. Găștile literare. Iar acum mai tare ca oricând, pentru că acum... Iar criticii literare mi se par niște bocitoare profesioniste. Sunt chemate pur și... Eu le-am denumit așa, bocitoare profesioniste. Sunt chemate exact ca bocitoare la capul de funcție. Nu prea mai sunt critici literari. Vreau să vă povestesc ce s-a întâmplat cu romanul ăsta Lasă zilei scârba ei. A apărut deci în 2009. Și în preajma deschiderii târgului de carte de toamnă. Gaudeamus, da. Și m-am dus, vă spuneam, cu el în brațe la Uniunea Scriitorilor să întâlnesc niște prieteni, să-l dau la câțiva. Era și Manolescu în curtea aia, în grădina de vară. M-am luat mai dat la câțiva și la prietenii mei, doi prieteni, hai să nu le spun numele acum. De ce să nu le spuneți? Și... Da. Dar prieteni buni. Și aveam lansarea de la târg peste 4 zile. Da. Câteva zile. Și am zis, băi, contez pe voi, trebuie să te prezint de cineva acolo, să zic trei vorbe. Crede așa se fac lansările, că doar participăm cu toții la... Erau nume și ei, da. Și el, da, domnule, am băut, am mâncat acolo și... Și
în preajmă, cu o zi înainte, spus, s-a scuzat că nu poate să meargă, că nu se simt bine, că trebuie să plece la soacră, la rude, la cutare. Da, că i s-a îmbolnăvit. I s-a îmbolnăvit cățelul, scuzele de rigoare, nu poți să ajungă. Da, domne. Așa se întâmplă. Dacă o seară înainte. Exact așa se întâmplă. E, noroc am găsit pe doi oameni acolo, în târg. Și nu trec și la mine că... să facem o lansare ad hoc. Da, domnule, da. Ăștia sunt oamenii. Da. Deci, de-aia am înțeles acum de ce nu i-ați pomenit. Pentru că ați spus că erau prieteni și prietenul la nevoie se cunoaște și exact la lansarea de carte n-au venit. Peste... După ce promisese recălit. Da, solemn. Iar unul dintre ei care avea și putere acolo a zis, domnule, asta e carte, numai că a citit câteva pagini, dar nu știe ce e mai departe. Așa zice, asta e primul pe... la roman. Din fericire am luat premiul la cum vă spuneam, la Clubul Român Scriitorilor Români de proză și pe care îl consider mai important pentru că acolo s-a dat pe bune, serios vorbind. Adică nu aveau niciun interes să mi-l dea. Știi? Nu era nicio gașcă, nici... acolo dădea unul singur, președintele. Și el ziceau da sau nu. Și l-a dat cu vorbele astea, domnule, roman politic nu știe să scrie, zice, trebuie să recunoaștem, decât Ștefan Dimitru. E roman politic. Da. Păi e politic, da, dar nu e roman politic, te zis. Adică hai să fac eu politic. Nu, domnule, e roman de viață, cu personaje autentice, curge sânge aici dacă tai, în orice loc, da. Undeva citeam, cineva vă caracteriza scritura persuasivă, adică convingeți foarte bine cititorul asupra realității pe care o abordați acolo. Alex Șefănescu spune că personajele lui spune, trezesc simpatie și îți pare rău când te-ai despărțit de ele. Da, spune el. Personaje, carte în sine. Da, ți-e dor de numai de personaje. Da, vrei să o recitești la un moment dat? Da. Pentru că are valoare. Are valoare și orice este valoros trece proba timpului. Acum m-ați făcut să mă laud un pic, dar asta... Nu v-ați lăudat, ați spus, pentru că ați văzut cum am început, ca motoarele Ford. Am început mai greu, dar după ce am dat drumul la motor, de fapt, el merge până la capăt. Tatăl meu avea ne îmbărbăta așa, băi, ce ți-am băgat eu în cap și ce bagi în cap în general, nu se-ți poate lua nimeni. Asta era una din învățăturile lui și asta ne-a făcut să ne pregătim în ciuda sfatul, în ciuda pastilor pe care le străbăteam. Și altă treabă era, papul sus, drept, numai proștii sunt modești. Și aici avea dreptate, pentru că cu modestia mor de foame. Ei, aici n-am putut să-l imit pe el. Eu am fost mai modest, serios vorbind. Marea majoritate a scriitorilor puternici, să știți că nu au fost modești. Așa este. Au ieșit la luptă cu toate armele și se lăudau, adică obligau pe ceilalți colegi să-i laude, pentru că dacă nu se aude de tine, n-ai cum să supraviețuiești. Apropo de treaba de televiziune, spuneați la un moment dat, aveam un coleg, Alexandru Ștarc, pe vremea aceea. L-am avut și eu coleg, da. Cine nu cunoștea pe Alexandru Ștarc. Dar el când se ducea la o vizionare, de pildă, sus cu președintele, că acolo o vizionam noi, că eram redacția cea mai importantă, social-educativă, adică acolo se făcea politica televiziunii. Și când venea de la câte o ședință de asta în care era vizionată o emisiune a lui, ne prindea pe toți acolo și zicea, băi, am venit la vizionare, mi-a văzut emisiunea de președintele. Mâine, da, președintele, și a zis că e genială. Oare e bine? Știi? Da, era genul, genul care mai lăudăros, așa este. Văzând romanul Turnul Nebunilor, da. Și turnul din televiziune, Turnul TVR, unde și eu am lucrat mulți ani la etajul 2, spuneți-mi de ce acest titlu și de ce poza cu Turnul TVR? Aici este un roman început înainte de Revoluție și dacă nu era un prieten al meu, Paul Tutungiu, care avea o editură după Revoluție, să-mi spună, băi, e păcat să publici numai asta. Publică și ce s-a întâmplat după Revoluție. Și atunci, din romanul scris deja, s-au adăugat actualități. L-am pus între ca în background la romanul de actualitate al Revoluției. Și am făcut romanul Revoluției în televiziune și ceea ce scrisesem înainte am făcut background-ul, adică ceea ce a dus
spre la Revoluție. Spre Revoluție, da, da, da. Da. Povestea de dinainte. Și a ieșit o chestie foarte bună. Și... Deci câți ani ați lucrat la Turnul Nebunilor? Lucrasem vreo 2 ani înainte la treaba asta și ceea ce am făcut s-a derulat în vreo 6 luni în momentul în care m-a pus la lucru. N-aș fi făcut pentru nimic în lume, dar a fost o idee extraordinară. Lui o datorez faptul că a ieșit un roman complet. Dar vedeți că și coperta asta, de la, asta e ediția a doua. Nu e ediția din 93. Iar despre asta spunea Constantin Stănescu, criticul de la Adevărul, că dă direcția unui anumit atitudini față de Revoluție. Este primul roman despre Revoluție. Ăsta. Deci iarăși vi se confirmă calitatea de da. A fi autor de... Apropo de critic, păi mai critic ca romanul ăsta nu există. Turnul Nebunilor. Apropo de critica Revoluției, de interesele care s-au bătut acolo. Da. Și... Astăzi, undeva v-a ajutat în această, eu știu, experiență bogată pe care aveți și în televiziune. Faptul că am lucrat, la, lucrat la Reflector. Faptul că am lucrat la Reflector mi-a dat un câmp larg de documentare. Adică... Acum, spuneți-ne, pentru că nu toată lumea știe ce a fost această emisiune Reflector. În televiziunea română. Emisiunea Reflector a fost prima emisiune critică, cu adevărat critică, a televiziunii comuniste române. Pentru că până atunci toate emisiunile de televiziune lăudau tot ce se întâmplă. Și dacă vreți, pe la emisiunile umoristice se mai criticau bucătăresele care nu fierbeau supa prea bine sau frizerii care luau bacșiș, chestii de-astea marginale. Dar, la un moment dat, după 65, când a venit la putere Ceaușescu, el a avut nevoie să-și facă loc prin cultul lui Dej, care sufocase până atunci propaganda și țara. Toată lumea îl privise pe Dej, cum priviseră rușii pe Stalin. Și atunci trebuia demolat cultul lui Dej pe diferite căi. Și una din căi a fost să creeze, i-au sugerat unii, Paler. Octavian Paler. Pentru că Paler era atunci, răspundea de televiziune, și mai ales Tudor Vornicu, care venise după un stagiu de 4 ani trimis al Ager Press în Franța și se însese cu toate fiile în privința presei. Marele Tudor Vornicu, de fapt, este zeul televiziunii române. Avea un, el era un om cu 7 clase primare. Dar avea un cap extraordinar, adică era un autodidact, genul ăsta de Panaiti Strate sau mai știu, dar în televiziune. Uh-huh. Vorbea franceză. Foarte bună, da, comparație cu Panaiti Strate. Era un autodidact, dar cu o viziune extraordinară și cu un curaj nebun, pentru că avusese acces la mărimile de atunci, el stătea de vorbă cu Ceaușescu direct, cu Bârlădeanu, cu... Da. Iar televiziunea de atunci, televiziunea veche, clădirea în care am început eu și în care am început televiziunea din Molière, era gard în gard cu casa lui Ceaușescu. Peste gard era casa din primăverii. Da, 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 da. Gardul ăla care ne separa din spate era gardul vilei lui Ceaușescu. El când avea o problemă, s-a încurcat treaba aici, intervenea vreunul care nu știa relația lui și încerca să-l determină să facă altceva, se ducea, lua Auslaesul de la Ceaușescu și mergea mai departe, a lui întotdeauna. Ei, asta a fost conjunctura favorabilă. Și așa a apărut emisiunea Reflector. I-au sugerat lui Ceaușescu să facă o emisiune în care să critique racilele societății de atunci și să le pună, care nu-i conveneau lui Ceaușescu de fapt și nu conveneau bunului simț în general, ăștia care se îmbogățeau, care își făceau vile printre blocuri și erau oamenii partidului. Nu își făcea oricine. Păi tot ai lor erau. Tot ai lor erau. Deci era, da, da, da. Ceaușescu vrea să stea numai el în vilă mare și în palat. Numai el putea să stea, dar sigur nu, că mi-aduc da. Aminte da. Că la un moment dat își făcuseră unii pe la Pitești și a fost un subiect gras. Era un prim secretar, Duminică îl chema. Dar, noi profitând de toate aceste chestii, am fost 4 oameni
fix aici. Din când în când am mai făcut și alții câteodată, dar patru am mers înainte. Mircea Josanu, Florin Brătescu, Florin Brătescu, Ilie Nedelcu și eu. Eu eram cel mai tânăr dintre ei. Și ăștia patru am dus greul reflectorului, care ajunsese să fie la un moment dat în fiecare zi, dar noi am profitat de ocazie și atunci ne căutam subiecte care deranjau în general, nu pe Ceaușescu, care deranjau în general societatea română și care erau demne de criticat. Eu am prins imediat după, fac o mică, da, digresiune, i-am prins după 90 și știu ce însemna televiziunea. În momentul în care veneam, eu lucram la știri, în momentul în care venea televiziunea, se făcea liniște. Iar reportajul respectiv era luat în seamă, da, și a doua zi vedeai rezultatele. Da, erau, da, schimbații aia care erau sesizați, totul se rezolvă. Acum nu are nicio legătură, păi, ce spune televiziunea. Veneam după emisiunile astea în care bubuiam și ne duceam peste 2-3 săptămâni sau când îi stabileam o dată ca să vedem ce au făcut acolo și era lună îndreptată totul acolo. Și atunci făceam, cum să spun, făceam dreptate, eram cavalerii dreptății, eram incoruptibili, adică eram sfătuit zevornicul, bubui aici și dormi în alt județ, știi, ca să nu te compromită într-un fel sau altul. Că puteau să o facă în fel de fel, de să spună ceva, să spună o... O provocare, sigur că o, da, și o capcană, o capcană, da. Să găsești o femeie în apartamentul de la hotel... Să te filmezi atunci, da, și să te compromită, când da, tu intrai și ți-o făcea. Da. Nu erau droguri pe vremea aia, că era mai simplu, da, să spună plicul. Spuneau un pistol, îți făceau un accident de automobil, te cumpărau sau ți-o făceau că îți dau bani și te filma. Tu nu, au încercat unii să ne dai și bani, da. Am scuturat ca de... am și reclamat imediat. Asta confirmă vechimea acestei emisiuni. Deci se confirmă acest lucru că ați reușit să... Emisiunea a durat din 68, cam așa, până a durat, făcută de noi, de social educativ, până în 80 sau până în 78-79, că pe urmă a luat-o economicul și a transformat-o într-o emisiune de critică de asta. Ușoară critică. Ușoară, da. Da, da. Adică au luat-o la social educativ, de la o critică politică și cu har, la o... Cred că am preluat-o și eu prin anii 90, dar se numea Transfocator. A, era altă emisiune. Da, da. Deci lucram la Transfocator, da, 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 da. Iată că vreau să punctez faptul că avem o calitate comună, am lucrat în televiziunea română. Schimbul următor. Exact, am preluat de la dumneavoastră, am mers mai departe cu ștafeta, cum se spune, și cu televiziunea și cu... Și mai avem un lucru interesant. Am remarcat că ați făcut un film documentar în 2003 despre droguri. Și eu am un film documentar în 2004, Moartea albă. Vă aduceți aminte de acel film, ce anume, că trecem un pic și în revista... varianta scenaristică. Ce ne puteți spune despre scenariile scrise? Am fost impresionat întotdeauna de acest flagel. Eu avem și doi băieți, cum să spun, pasibili de a deveni, deși n-au avut niciodată înclinația asta, dar te aștepți la orice. Și atunci am... Așchia nu stare departe de trui și atunci ați crezut că vor prelua... Am zis, domnule, nu, am zis să contribui și eu cu ceva la demascarea acestui flagel și la tragerea acestui semnal de alarmă, cât mai convingător așa. Am avut noroc, de pildă, că l-am prins în perioada aia în care am făcut acest scenariu pentru 3 episoade, a cântărețului italian, ala cu Felicita, cu Romina... Albano. Albano, da. Albano și Romina Popa. Care era aici și el pierduse o fată în America, în Philadelphia, n-a mai găsit-o, drogată, s-a băgat printre drogați și nu știe cum a terminat. S-a terminat. Din cauza asta și... Au rupt legătura. Au rupt legătura familială, el cu nevastă, adică s-a ruinat toată viața familiei și am avut prilejul să-l spovedesc, să zic așa, și pe el. Un episod cumplit și pe care am reușit să-l fac televizionistic foarte impresionant și foarte pilduitor. Și am mai colaborat cu câțiva doctori, cu câțiva
oameni care foști drogați care s-au spovedit și ei. Ah, deci asta intră în filmul din 2003, filmul documentar. Da, da, da. Au fost câteva episoade, cel cu fata albană și romina și altele care din asta s-a... Bun. Un scenariu de sine stătător care a fost, transpus într-un film? Dacă vreți, am avut niște documentare care au luat premiul cel mare al Federației Internaționale Arhivelor de Televiziune, un film despre Revoluția Română. La un moment dat, eu am răspuns de arhiva televiziunii române. Am fost directorul Direcției de Logistică și Memorie, care avea și în subordine și arhiva. Era o arhivă încuiată cu 7 lacăte, că se umblase pe acolo, nu mai vreau să... Autoritățile noi nu mai vreau să se știe anumite lucruri din Revoluție și le fericaseră. Păi, știți că am trecut printr-un incendiu, deci mie mi-au dispărut câteva filme, deci ne-au incendiat arhiva de la Actualități. De ce? Era clară și treaba. Fiind directorul acestei instituții în instituție, am deschis cu de la mine putere toată arhiva și am făcut un documentar, Exerciții de Libertate, am spus, care a uimit Europa întreagă și, dacă vreți, și lumea întreagă. Și la congresul de la Londra, în 2002, am luat marele premiu Arhive de Televiziune Mondiale. Deci nu numai premiat în literatură, premiat și în și cinematografie. În anul următor s-au dus cu premium, cu același documentar la Monte Carlo, la festivalul de Monte Carlo, și a luat Nimfa de Argint la un vot diferență și ideea este că reprezentantul României a votat împotrivă. Da, pentru că era... E de înțeles, da. Te oripilează constatarea asta cu românul care, în loc să se ajute, este împotrivă, da. Deci invidia asta care este colosală aici întâlnită. Dar oricum, a luat Nimfa de Argint, care însemna ca premiu așa o medalie cam atât de mare. Mm-hmm. Și, mă rog, brevetul respectiv... Am înțeles, am avut o poveste în sine. Am trăit momente la mijloc de secol 20. Am avut experiență cu perioada ceaușistă. Am evadat în partea literară și am descoperit atâtea romane interesante, puternice, cu accente critice, referitor la partea literară. O întrebare, aș vrea să cunoaștem părerea unui scriitor cu o asemenea experiență vastă. Dacă ați putea face o paralelă, cum se scria pe vremuri și cum se scrie în momentul de față? Mă refer la valoare. Deci, din punctul de vedere al valorii literare. Mie mi se pare că literatura de astăzi, sau modul în care se scrie literatura astăzi, a evoluat nefericit spre un fel de schizofrenie literară. Așa. Adică nu mai are coerență, nu mai există povestea, nu mai există niciun fel de unitate, de acțiune, niciun fel de armonie în gândire. Este fragmentar, cu polivalență de interpretare, dar nu în sensul bun al cuvântului, ci într-un fel în care să te deruteze complet, să te facă țăndăre, așa cum este de fapt țăndăre toată viața noastră pe care o trăim și care nu are nici coerență politică, nici coerență socială. De altfel, toate artele suferă la ora asta de această incontinență. Uitați-vă ce se întâmplă în muzică, care și-a pierdut armonia, și-a pierdut melodia, a rămas numai sălbăticia unor ritmuri, un text anodin sau pur și simplu idiot, care nu înseamnă nimic. Cu cât e mai prost, parcă cu atât e mai bine, pentru și atât mai gustat. Parcă le-a sunt căutate. De generațiile astea care vin și nu știu de ce le place. Probabil pentru
Pentru că nu spune nimic, pentru că nu le pune mintea la contribuție, pentru că slujesc numai la dezlănțuirea sălbăticii din ei. Asta din punctul de vedere al muzicii, și așa este, s-a dus linia mai dar mare, este ceea ce sunt, aici e cel mai ușor de observat. La muzică e cel mai ușor de observat, pentru că la literatură nu prea se citește. Iar când se citește, dai de asemenea chestii. Maculatură se numește. Observați că este impusă la un moment pentru că dat. Generația noastră și generația în general de scritori pe care o iubesc eu și pe care o slujesc eu și dumneavoastră este a povestirii semnificative, cu sens, a povestirii, dacă vreți, fără să fie afișat scolastică sau didactică, dar care are un miez, o înțelepciune. Dincolo de faptul că te satisface intelectual, îți deschide sinapsele, deschide... Te îmbogățește vocabularul, mintea... Îți deschide mintea spre lucruri și demne de făcut de un om. Ori ceea ce se scrie acum, adică hașchiile astea aruncate, literatura făcută cu toporul ca și sculptura făcută cu aparatul de sudură, se trimite către, mai degrabă către peșteră decât către derizoriu, sublim. Da. Ei, asta trebuie găsit aici, adică, de pildă, Dostoevski te trimite și el la fundurile de conștiință, la dedesubturile insondabile ale omului, dar o face într-un mod face în care excepțional. Vrea să te ridice de acolo, nu să te ducă. Te înalți, de fapt. Nu să te ducă acolo. Străfundurile acelea, de fapt, trezesc nivelul superior de conștiință. Sigur că da. Vorbim de altceva. Ori, în momentul de față, ceea ce vedem sunt mocilă. Ei te trimit într-o mocilă, într-un compromis. Faptul că se tipărește atât de ușor acum o carte, face din orice om care își închipuie că poate să scrie o carte, să facă lucrul ăsta. Da, se vor considera că sunt colegi cu Dostoevski, cu Tolstoi, cu de asta, dar Voltaire. Îmi vine în minte o observație a scriitorului francez Jules Renard, care, autorul Morcoveață, dar și-a unui jurnal extraordinar, un jurnal cum nu cred că mai există în lumea asta, în care scrie la un moment dat că orice idiot care scrie o pagină pe zi poate să se devină autorul unui roman destul de voluminos. Pentru că, într-adevăr, asta fac. Faptul că au posibilitatea să scrie, cred că ăsta este suficient ca să fii scriitor. Faptul că știi să scrii, că ești alfabetizat. Adică nu se gândesc, n-au o conștiință scriitoricească. Că la urmă fiecare are o poveste de viață. Și dacă eu scriu un scriitor adevărat, aia poate să devină literatură. Dacă scrie el, imaculatură. Ăsta care n-are talent, vreau să spun, și care își imaginează că oricine poate să scrie o carte. Din păcate, s-au amestecat acum toate acestea, dar sunt și scriitori cu talent care își bat joc de talentul lor și scriu asemenea mizerii, adică lucruri fără cap și fără coadă, numai ca să fie într-un fel modern, adică să nu aibă o poveste, o stâlcesc, chiar dacă au o poveste valabilă, o stâlcesc în toate felurile, o calcă în picioare ca să nu înțelegi nimic și cu cât nu înțelegi nimic, cu atât el este mai satisfăcut. Bă, ce mare ești! Se laudă între ei și nu știi de ce. Foarte frumos, vă mulțumim pentru vorbele atât de profunde. Cu speranța că suntem la final, ne apropiem de final, cu speranța că v-a plăcut această emisiune în care am dezbătut foarte multe probleme și cred că ați aflat multe lucruri interesante. Până la următoarea noastră întâlnire, vă spunem la revedere. Mulțumesc și să ne vedem cu bine.